Bună și bine v-am găsit la un nou vlog. Așa cum v-am promis în vlogul anterior, am zis că o să fac un vlog cu câteva diferențe care le-am observat eu dintre România și Anglia. Acum fetițele dorm și am zis că profit de ocazia asta, că este liniște și pace. Așa că o să încep cu prima diferență pe care eu am observat-o. Este că acum cu ocazia că i-am dat vaccinul lui Emma, am observat că în România îți verifică copilul cap-coadă înainte de a-i face vaccinul, iar în Anglia nu ți-l verifică, atât că te întreabă dacă este ok, dacă are febră sau alte probleme. Asta este toată verificarea lor. Ei, acum în perioada COVID-ului, cei din Anglia, ei nici măcar nu îți ating copilul. Tu te ocupi de tot. Bun. O altă diferență este în Anglia, de exemplu, atunci când dai naștere copilului, tu îți primești automat copilul, copilul nu se ia de lângă mămică, tot ce se face copilului se face în prezența mămicii, iar în România, din câte am înțeles, nu se întâmplă chestia asta, îți dau copilul pentru câteva minute, dar nu ai acea oră magică care este în Anglia, în sensul că dai naștere, îți dau copilul și ei pleacă. Dacă totul este în regulă, ei pleacă și te lasă singură cu bebelușul tău să te poți bucura de el. În România nu se întâmplă chestia asta. O altă diferență, iarăși, în avantajul Angliei este că în Anglia nu plătești absolut nimic, în sensul în timpul sarcinii, nu plătești ecografii, nu plătești analize, dacă mergi la doctor. Într-adevăr, nu poți să-ți faci programarea de azi pe mâine. Câteodată se poate, câteodată nu. Sau durează 2-3 săptămâni, o lună, 2-3, se întâmplă și 6 luni dacă nu este așa mare urgența, dar nu plătești nimic. Plătești impozit din salariul tău și atâta tot. În România, iarăși, nu. Aici plătești tot. Chiar dacă tu plătești impozit din salariul tău, tot plătești și ecografe, și controle la doctor, analize și așa mai departe. Când ești într-o parcare, în Anglia nu vine absolut nimeni să-ți ceară un leu. În România se întâmplă încă chestia asta, să vină persoane să-ci ceară un leu, 2-3 lei. Încă nu am scăpat de chestia asta. O altă diferență, salariile, care în Anglia sunt foarte mari, în România foarte mici. Prețurile în Anglia la produsele alimentare, să zicem, sunt aceleași ca și în România, doar că în România salariul este mult mai mic, iar în Anglia salariul este mult, cu mult, cu mult mai mare. Și nu mi se pare normal să fie aceleași prețuri la produsele alimentare și în România și în Anglia sunt la fel. Dar, din păcate, așa este, asta e România. O altă diferență ar fi, care îmi place, în Anglia vecinii doar se salută, bună ziua, ce mai faci și cam atât. În schimb, în România vecinii se salută, te întreabă, ce ți-ai mai făcut la casă, nu cumva să aibă unul mai mult ca altul. Curiozitatea asta și în permanență mi se pare o întrecere, să nu fie unul mai jos ca altul sau habar n-am, curiozitățile astea nu-mi plac. În schimb, în Anglia îmi place chestia asta pentru că nimeni nu are treabă cu nimeni. Tot așa, în Anglia poți să mergi îmbrăcat pe stradă cum vrei tu, pentru că nimeni nu se uită la tine, pentru că nu îi interesează. În România, în schimb, nu poți să mergi cum vrei tu îmbrăcat, pentru că ești judecat, ești scanat din cap până în picioare. În special când intri într-un spațiu. Deci se vede fața celui care e interior cum te scanează din cap până în picioare, să vadă dacă ești îmbrăcat de firmă, să vadă cum ești îmbrăcat sau cu ce ești încălțat, habar n-am, dar foarte urât.
să trezi bubulina gospodina. Așa, o altă diferență ar fi, de exemplu, în România, asta este un avantaj pentru România, în România, când te programezi la doctor, tu mergi direct la doctor. În Anglia, tu te programezi la doctor, dar de fapt tu nu ajungi la doctor. Până să ajungi la doctor durează foarte mult. Ajungi la tot felul de asistenți, sau nici nu știu cum să le zic. Deci până să ajungi la doctor, ei te verifică dacă chiar trebuie să ajungi la doctor. Nu ajungi la anumite persoane care sunt în specialitate, dar ei nu sunt doctori. Sunt ca un fel de asistent sau nu știu exact cum să zic. Deci ăsta este în avantajul României. Atunci când te programezi la doctor, tu ajungi direct la doctor. În Anglia să ajungi la doctor durează mai mult. O altă diferență, în Anglia sunt mult mai respectate femeile însărcinate și femeile care au copii, au prioritate peste tot, peste tot. În România nu mi se pare că e la fel de respectată chestia asta, faptul că ai un copil și faptul că ești însărcinată. Iarăși, chestia asta cu alăptatul. În Anglia nu te întreabă nimeni în cât mai alăptezi copilul sau chestii de genul. Acolo se motivează mămicile ca să alăpteze pentru că este foarte importantă alăptarea. În schimb, în România, deja foarte multă lume m-a întrebat, dar încă o mai alăptezi pe Teia? Ca și cum ea ar avea 7 ani și merge la școală și încă mănâncă de la sân. Da, deci încă în România îi moda asta cu, nu știu, parcă îi deranjezi pe unii că îți alăptezi copilul sau vai ce gaură în pământ este că îți alăptezi copilul. Vai, dar le dai la amândouă. Vai, dar n-o să, nu e suficient pentru Emma. Sau când eram însărcinată și o alăptam pe Teia, toată lumea îmi spunea că, adică nu toată lumea, o parte din lume, din prieteni, cunoștințe, îmi spuneau, dar nu o mai alăpta pe Teia pentru că nu o să fie ok pentru Emma, poate nu se dezvoltă ok sau chestii de genul. În schimb, în Anglia nici poveste despre așa ceva, ba chiar ei, v-am zis, vă motivează mămicile să alăpteze copilașii. Mi-a și zis moașa că o mămică, după ce de naștere unui copilaș, sânii produc lapte cât pentru 3 copii. Deci aș putea să alăptez 3 copilași. Știu că multe mămici merg repede pe de an, am lapte, sau nu e ok laptele, nu se satură. Eu una consider că nu există așa ceva, sunt doar motive căutate de a nu mai alăpta sau... Într-adevăr, să alăptezi este un pic mai dificil în sensul că laptele matern nu este la fel de sățios, trebuie să mănânce mai des copilul și atunci normal că unele mămici preferă laptele praf pentru că îi dai lapte praf și îți doarme 6 ore, poate, copilașul. Asta ai mai, bubulică mică. Spune că tu bag lapte de la mami. Și ești grăsună și ai 7,7 kg. Da, și încă n-ai nici 6 luni. Grăsună ce ești. Ești o grăsună. Da? Și papă și Teia lăptic de la mami. Și de-aia mă ajunge laptele, așa? Că uite ce grăsună sunt, ca un șarpei. Șarpeiul lui mama. O altă diferență, iarăși, în avantajul Angliei. În Anglia, când mergi la cumpărături, când ajungi la casă să ți se scaneze produsele, casierul îți scanează foarte încet produsele, adică îți dă timp să le pui în pungi, să îți scoți banii, să ții numeri, să îți scoți cardul sau așa mai departe. Deci ai timp.
Și, în schimb, în România, ți le scanează rapid, rapid, nu ai timp nici să le pui în pungă și începe deja să scaneze produsele și următorului client, dacă cumva pleci de acolo. Deci, nu știu, mi se pare o tâmpenie. Am mai pățit o fază, iarăși am mers la Dedeman. Și înainte să fie nebunia asta cu COVID-ul și certificatul verde, am mers la Dedeman și am rugat o domnișoară să mă ajute. Și i-am spus, bună ziua, mă puteți ajuta, vă rog frumos, să-mi aleg ceva chestii, nu mai știu ce mi-am cumpărat atunci. Și tipa mi-a spus, da, imediat, numai să termin aici. Deci, nici măcar să zică și ea să mă salute înapoi sau o chestie din asta. Sincer, vă spun că am înjurat-o bine și am plecat de acolo, nici n-am mai avut nevoie de ajutorul ei, am căutat pe altcineva. Deci așa m-am enervat. Adică eu o salut și o rog frumos. Adică nu i-am cerut acum în secunda următoare. Chiar am vorbit foarte frumos cu tipa respectivă. Ea era nervoasă sau habar n-am ce avea și da, imediat m-o să termin aici. Deci exact așa, ca din fundul calului mi-a răspuns. Așa că să-mi fie spre iertare, am înjurat-o bine și am plecat de acolo. Iarăși, chestia asta în Anglia nu prea se întâmplă, toți sunt foarte drăguți, toți sunt amabili, vor să te ajute. O altă chestie, iarăși, ei merg foarte mult pe psihicul omului și eu când le-am povestit despre sarcina pierdută cu Ariana, ei m-au întrebat foarte des dacă am nevoie de ajutor, dacă sunt ok, bla bla bla, deci m-au susținut foarte, foarte frumos. În schimb, în România, când am pierdut-o pe Ariana, noi eram acolo disperați în momentul în care am aflat vestea și unii doctori ne spuneau, oh, dar nu plângeți, că faceți altul, că sunteți tineri. Așa ceva nu se zice în momentele alea. După aceea, când am fost în contracții și urma să nasc, pentru că doctorul cu care am urmărit sarcina Arianei nu m-a băgat în seamă, s-a făcut că plouă. Fiecare doctor care intra în tura de muncă mă punea pe masă și mă verifica. La un moment dat am fost verificată de o doctoriță, nu o să-i dau nume, dar nu o să o uit toată viața mea. Și m-a pus pe masă să mă verifice dacă sunt dilatată și ce știu eu mai ce. Eu eram în dureri, plângeam și de dureri, plângeam și că mi-a murit fetița, așa și așa. Și ea îmi spune foarte flegmatic, poftim cum plângi, ca un copil mic. Sincer, i-am spus doar că măcar să plâng pentru un copil viu, nu pentru un copil mort. Și nu i-am mai zis absolut nimica pentru că eram la mâna lor oarecum și nu aveam ce să fac. Eram a nimănui, cum s-ar zice, iar în România dacă nu dai banul, nu stai în față. Dar, în schimb, au fost și oameni drăguți. Am întâlnit acolo o moașă, o să-i dau numele pentru că i-am dat numele și pe Facebook și i-am mulțumit enorm și nu o să o uit niciodată. Doamna Felicia, nu-i mai știu numele de familie, dar cu siguranță dacă se uită la videoclip, o să se bucure că mi-amintesc de ea mereu. M-a ajutat foarte mult, mi-a făcut masaj, m-a ținut de mână, am stat de vorbă. Deci a fost tare drăguță cu mine, a fost ca un înger păzitor pentru mine în momentele alea, cu dâns am și născut, pentru că doctorul cu care urma să nasc, chiar atunci coboruse jos, pentru că mi-a rupt apa și zice, într-o oră o să naști, dar mi-a rupt apa și el a ieșit din salon și eu deja am început să simt nevoia să nasc și m-a ajutat doamna Felicia, care este o femeie tare, drăguță și nu știu, deci a fost îngerul meu păzitor în momentele alea. Și îi mulțumesc foarte mult, nu o să o uit niciodată, niciodată. Și nici Ionuț, și Ionuț își amintește de ea tot timpul când ne gândim la Ariana și la momentul ăla. Deci, avantaje și dezavantaje în România și în Anglia.
Sunt multe avantaje în Anglia. Nu spun chestia asta ca să zic că vai cum e în România. Nouă nu ne-a plăcut în Anglia niciodată. Am mers acolo cu un scop, ne-am atins scopul și am venit înapoi. Asta ne-am și dorit să nu ne ia valul banului și să venim înapoi după ce ne facem ce ne-am propus. Și așa s-a și întâmplat, suntem acasă. Nu ne-am gândit că o să fim acasă deja și cu bobolici. Și cu bobolici. Da. Dar, cum v-am zis în alte vloguri, după ce am născut-o pe Tea, i-am spus la Ionuț, nu știu cum facem, dar până la 30 de ani trebuie să mai avem încă un copil născut, zic, nu să fiu însărcinată, ci să fie deja născut. Și Doamne, Doamne, ne-a ajutat și iată că la 30 de ani am două bebelușe. Da. O să închei acest vlog, nu este foarte lung. Cam astea sunt o parte din diferențele care le-am observat eu dintre Anglia și România. În mare parte sunt în avantajul Angliei, dar asta nu mai contează. Sincer, în Anglia este viața foarte bună. Acum s-au mai înrăutățit lucrurile de când cu Brexit-ul, dar în Anglia poți să ai o viață foarte bună, poți să ai ce mașină îți dorești, poți să îți cumperi ce îți dorești când vrei. Bine, toate astea dacă muncești. Poți să ai tot ce vrei în Anglia, dar părerea mea că banii nu sunt, nu știu cum să zic. Banii sunt buni, dar nu ține loc la toate, sau nu știu cum să zic. Noi ne-am dorit foarte mult să ne întoarcem acasă. Nu mai aveam stare în ultimul an, deja de când am știut că o să ne întoarcem, că am așteptat doar să o mai nasc pe Emma acolo și să facem primele vaccinuri și să vin acasă, să venim acasă. Și ne-a fost așa de greu că nu mai aveam stare, nu mai aveam răbdare, aveam impresia că nu o să mai ajungem înapoi niciodată acasă. Da. Eu încă și-o le iubesc pe bubulicele astea. Care cresc așa de repede. Da. Așa că o să închei acest vlog, o să ne vedem în următoarele vloguri. Aș vrea să fac rutina noastră de dimineață cu doi copii sub 2 ani, dar nu știu când o să reușesc să o fac. Noi avem foarte mult de lucru, tot facem curățenie, dar aici la casă în continui praf, 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 pentru că nu este asfaltat încă drumul și este foarte mult praf și nu mai terminăm cu curățenia și cu lucrările. Eu nu lucrez afară, dar vom termina noi. Da. Pa, pa, pa! Faci pa, pa! Cum face Tea, pa, pa? Cine e acolo? Hai să vedem pe Emma. Ia uite pe Emma. Ia uite-o pe Emma. Ce drăguță e Emma. Bun. Dacă v-a plăcut acest vlog, nu uitați să vă abonați și să ne dați un like și o să ne vedem curând în următoarele vloguri. Vă pupăm! Pa, pa! Elefant. Elefant. Elefant.